Hitul momentului, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ia uite-i pe toți, Culiță Stelb, Jador și Țanca Uragan în direct cu Răida Bun. Da, Dani Moncanu. Ia uite. Mamă, am dat-o tare de tot săptămâna asta. Hitul Corona. Salut, băieții. Bună seara, zis, deci care e Culiță Stelb, care e Jador și care e Dani Moncanu, ca să înțeleg. Tu ești Jador, el e Dani Moncanu și eu sunt Culiță Stelb. Gata, am... Măi, frumosule, adică ai împărțit tu repede, ți-ai luat tu... Da, așa face el. Bine. Așa se crede că în noaptea târziu e democrație, de unde? De unde? Mutu, el face tot. Cucu. Cucu Mutu, da. Cucu Mutu. Cucu. Cuza. Și Emi, bună seara și bine v-am regăsit noaptea târziu. Bună seara. Au dat parodia responsabilă a acestei perioade, piesa cu Corona pe care tocmai am ascultat-o. O parodie după Lino și Jador, nu? Da. Dau moda. Da. Chiar au dat moda. Ăsta a fost unul dintre principalele criterii de selecție a piesei, e că era piesa momentului. Considerăm că încă e. Și am vrut ca mesajul nostru, apelul nostru la conștientizare, că de fapt asta e parodia, să ajungă la cât mai multe lume. Și mi se pare că a reușit, da. Și mi se pare că publicul și-a asumat treaba asta cu statul în casă? Da, bine, da. Și-au asumat-o sau nu prea, acum e și obligatorie, nu mai prea e de asumare. Băi, obligatorie, dar uite, hai să facem un top. Care vi se pare cea mai tare scuză pe care ați văzut în ultimele zile de ieșit în casă? Din ce ați văzut la televizor? Mie, ciudată, cumva deranjant, amuzant a fost aia cu peștișorul. Băi, și ce că e adevărat aia? Eu am crezut că e fake news. Am crezut, sau din potrivă, e o știre creată de niște oameni care, mă rog, se ocupă cu parodii. Da. Dar e pe bune, adică omul chiar a ieșit cu peștișorul în punguță. Să prindă puțin aer de afară. Dar ce, la ce s-o fi gândit el? Că dacă îl oprește cineva, o să fie atât de amuzant cât o să-l lase, sau poliția o să spună, da, mă, și peștele se încadrează la categoria animal, hai că te lăsăm să-ți plimbi peștele, nu? Păi, românii sunt inventivi, asta e ideea, că e animal de casă, poate trebuie scos afară. Dar dacă vorbim, mai special. Dacă vorbim de plăcut, mie mi-a plăcut extrem de mult și sper să fie adevărată până la capăt, povestea tânărului care s-a dus pe cal. Da, e adevărat. Da, e chiar adevărată, da, am văzut asta. Mi se pare superb. E prinț, e fot frumos din 2020. Felicitări. Serios, mie mi s-a ridicat părul. Omul s-a dus călare, el nu și-a luat. El avea și hârtie. Da, și hârtie și mască tot. Și mască și tot. El și-a luat avertisment de la poliție, nu pentru că ar fi încălcat ordonanța asta militară. El și-a luat avertizment de la poliție pentru că n-ai cu voie cu calul în oraș. Da. Da. Bine că a fost avertizment. Bine, la o adică da, și voi da. Puteți să ieșiți cu cucu la primar. Scoatem cucul la aer. Nici nimeni nu ne întreabă. Când scoatem cucul la aer, nu ne întreabă nimeni nimic. Absolut. Știți de ce mi-e trist și mi-e amar? Că nu o să mai vedem de 1 mai anul ăsta, nu o să-l mai vedem pe băiatul Maluma la Mamaia. Chiar că... Într-adevăr, băiatul Maluma nu cred că mai apare de 1 mai la Mamaia. Dar să sper că apare în iulie. Dar tocmai asta e frumusețea grupului noaptea târziu, spontaneitatea, că dacă îți vine, te s-o faci atunci. Că dacă țineam versurile de la băiatul Maluma pentru vara din 2020... Corect. Nu mai mergea nimic. Și s-ar putea să și dispar, nu credeți că odată cu... Eu cred că vor fi mari schimbări după toată perioada asta, depinde și cum durează. S-ar putea să dispară și multe specii. Uite, ce specii v-ați dori voi să dispară? Cred că nu se dispară nimic. E pesimist. Cred că se conservă. Crezi că se conservă? Da. Zici că am intrat așa într-o zonă. Da. De asta, de hibernare? Da, am intrat la hibernare, vezi. Adică sunt multe specii. Crezi că o să mai fie loc de bombardiere, așa, de...
Întotdeauna, dar face parte din istoria noastră, din cultura poporului nostru. Să fim convinși cu toții că acum undeva în țară e un bombardier în fața blocului care se bate cu corona. Păi, a, stați cu un pic. Siguranță. Stați cu un pic. Stați că trebuie să dau asta. Deci neapărat filmul ăsta. Hai, dar nu știu unde. Mai ziceți voi ce specie. Deci da, o să fie și cu mafioți și cu milionari închipuiți în continuare, nu ziceți că să sperăm, nu-i stârpește. Să sperăm că se mai diminuează treaba asta. Consider, am citit și câteva statusuri într-adevăr care m-au atins și dacă vorbim de semispecimene, consider că după perioada asta va dispărea sau se va restrânge grupul specimenului de fațadă, omului care își cumpără niște chestii doar de show-off, pune preț doar pe lucrurile materiale. Și cred că asta e dovada. Asta e dovada că degeaba le ai dacă, uite, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nu mai ai cum să-i le arăți. Le vezi doar tu și te plimbi cu ele în living sau o pornești în garaj. Dacă ai garaj, că de cele mai multe ori cine, o mare parte dintre ăștia care au anumite mașini, nu mai au mașini de garaj. De ce, mă, pentru întrebarea de sine? Se-mi place frumos în oglindă, cum se mochează femeile, să se simtă bine, să fie bine în pielea lor, să se simtă din nou frumoase și așa și bărbații. Da, am auzit că un tip a intrat în carantină cu iubita lui și după două săptămâni s-a trezit cu un bărbat. Oh, no! Dar ne-am zis că ideea reală cu China, e chiar e pe bune, că a crescut foarte mult, după acum, că au terminat cu carantina, adică în multe zone din China s-a terminat carantina și acum rata de divorțuri a crescut cu, nu știu, 200% de când s-au săturat, îți dai seama. Băi, eu nu cred în asta. Da. Eu am mai citit știrea asta, eu nu cred în știrea asta. Într-adevăr, au fost mai multe divorțuri, că ea nu s-au putut duce la avocat. Da, a fost de bună târziile, adică... nimic, acum, așa, știi, am pe principiu, da, nimic, da, nu se pierde, totul se transformă, adică nu... Nu cred că au crescut divorțurile. Dar voi cum vă înțelegeți așa, că... Într-adevăr, da, voi, triunghiul ăsta conjugat noaptea târziu. În triul conjugat noaptea târziu ne înțelegem foarte bine, avem rolurile bine stabilite, eu spală vasele, eu dau cu mopul, Emi aerisește. Și cine dezinfectează, iertați-mă? Toți trei. În perioada asta toți trei. Da? Da. Dar cine ține legătura cu dealerul de spirit și de dezinfectant, că bănuiesc că... Fiecare... Bă, scuza, mergi pe care cu mașina și merge cum, adică merge cu mașina. Eu mă duc, se da. Poate. Da, iau mai mult, mai las. Am descoperit niște magazine, ne găsim stocul neatins și avem de un salon. Pe bune? Adică avem vorbit. Da, da. Eu deja la postare. Eu deja recunosc că lucrez cu dealer, am un dealer de încredere, pentru că știu că nu-mi dai spiritul. Mai asta e foarte bine. Asta e foarte bine și la... Uite, exact asta am făcut cu Ramona pe Instagram, cu dealerul de dezinfectant. Când vine și te fură inclusiv și ăsta la gramaj, îi cer 2 grame de dezinfectant și spune 1,7. Corect. Fură la gramaj. Se mai întâmplă. E business. Corect. Dar voi ați mutat toată tehnologia, practic, în... Sufra bucătărie, nu știu ce e asta. Este, Mihai, este după posibilități. E un living open. Stai, mă, nu după posibilități. Bucătărie tip american se numește. Aia da, 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 da. Băiatul e un spirit american și și-a dorit foarte mult să aibă bucătăria ca în filme, da. Deschis, așa, erisit. Vreau să te ca în America tot timpul. Înțeleg că ați închiriat și un animal de casă, de la serviciile de închiriere, o pisică, nu? Pe care curând o scoateți. Din păcate sau din fericire nu e închiriat. Nu? Nu, e pisica pe care am primit-o cadou de la Ramona de ziua mea. Și mă chinuiesc rău de tot să o cresc, pentru că e atipică, e extrem de atipică, dar mă mai ajută ea. Și că vorbeai de aparatură ce am adus aici, într-adevăr, nu mai mergem la studio. De Ramona, nu de aparatură, dar mă rog. Ah, vorbeai de Ramona. Okay. E tot în regulă. Crește în pisicile, are și ea o pisică. Stai că mi-au zis fetele, eu sunt conectat la... Oh, bună, Ramona. Bună, Ramona, te-a să eu sunt conectat la partea sunt voastră atentic. La partea voastră creativă, ce lansați în perioada. Dar fetele din redacție mi-au zis că tocmai ai marcat un record mondial, cea mai scurtă despărțire din istorie. Da, da, da. E cea mai scurtă despărțire, da.
am vrut să facem pe asta pentru că na, cele mai scurte relații au mai fost și noi deja nu ne mai încadram la capitolul ăsta și am zis, băi, hai să cântăm și noi ceva, cea mai scurtă despărțire. Și am făcut-o. Mi se pare corect. Ramona, hai să dai niște explicații sau lași pe Cuza? Nu, doar bărbatul vorbește de explicații. Ce explicații? Nu vrea să dea nimic. S-a înțeles totul. Ca astăzi vorbește doar bărbatul în casă, e stabilit. E ziua lui de declarații. Doar plătită. Ramona vorbește doar plătită, am înțeles. Da, se aude. Foarte bine. Păi asta și vrut, n-ai înțeles. Eu am vrut să ascund treaba asta. Da, eu nici nu știam, adică intram nevinovat în interviul ăsta, noroc că m-au updatat fetele din redacție înainte. Băi, știți că nu știm. Dar a fost un episod scurt care s-a finalizat cu bine. Nici nu e un episod care să modifice traiectoria coronavirusului în lume. O, asta cu siguranță. Exact. Din păcate, de fapt, că dacă asta era rezolvarea... Deci, spuneți-mi cum creați... Cum creați, cum postați, cum filmați în perioada asta, cum v-ați adaptat la izolarea asta, distanțarea asta socială? Am luat de la studio strictul necesar. Calculatorul, cameră, câteva lumini, carduri cititoare, etc. Dar nu ne-am întins foarte tare. Într-adevăr, e mai greu în momentul ăsta față de cum eram obișnuiți, pentru că suntem în formulă restrânsă, suntem în formulă inițială, suntem noi trei. Nu mai avem pe nimeni din echipă, pentru că e subînțeles faptul că nu mai avem contact cu nimeni altcineva decât cu noi, pe încredere, 100% și pe maturitate. Am luat-o de la punctul zero noaptea târziu. Ne filmăm singuri, ne montăm singuri, exceptând relația muzicală dintre noi și George Hora, unde el e responsabil cu mix masterul, cum a fost și pe parodia asta Corona. În rest, noaptea târziu din 2014. Da, cred că urmează să mai dați o parodie ceva. E o perioadă, cu siguranță. Da, o perioadă ofertantă. Este o perioadă ofertantă, dar în egală măsură noi chiar suntem cu ambii ochi deschiși pe ce se întâmplă în țară și știm că datoria noastră e să facem oamenii să râdă, să facem oamenii să zâmbească, să depășească mai ușor perioada asta, care nu e foarte... e destul de dificilă cam pentru toți, dar nici nu vrem să pierdem contactul cu realitatea și... na, urmează o parodie, clar. Am scris deja 6 versuri. Și eu 2. Mă uit așa la voi, cum stați acolo pe canapeluță. Aveți ceva din familia Bandi, jur. Deci mai ales Emi. Emi e din familia Banditu. Emi... E de acolo. L-am confundat cu Dani Mocanu pe început. Dar tu ești de fapt Al Bandi. Adică ai relaxarea aia, miserupismul lui Al Bandi, grav de tot. Îmi lipsește nevastă, dar e ok. Asta că vine. Bine, mulțumim.